un colț de țară în care istoria nu s-a jucat decât poate la începuturi. Un petec de pământ în care odinioară și râul și ramul și iarba și pomul și cerul de deasupra tuturor acestora auzeau doar graiul celor ce știau locul de-o veșnicie, numindu-l Mănăstirea Frumoasă, așezată pe o terasă cu altitudine de 8 până la 10 metri. Biserica se ridică cu cupolele sale, strălucind în bătaia soarelui, străjuită de un turn impozant și încinsă cu un zid de piatră, măcinat pe alocuri de vreme. Spre sfârșitul veacului al XVI-lea, în vecinătatea locului pe care se află Biserica Frumoasă de astăzi, se înălța o mănăstire, ctitoria hatmanului Leonte, zis și Melentie Balica, portar de Suceava și hatman al Moldovei, originar din țara românească, descendent din marea familie a boierilor buzești. Biserica hatmanului Balica și a soției sale Ana a fost închinată mănăstirii Schimbarea la Față din Muntele Sinai. La 9 august 1586, dată la care se constată documentar că Melentie Balica, hatmanul, era mort, mănăstirea fusese deja închinată. Poziția deosebit de pitorească în care era situată mănăstirea lui Balica l-a făcut pe Grigore Ghica să o restaureze între anii 1727-1733, adăugându-i niște curți spațioase, grădini și un iaz mare în apropiere. Reconstruită în stilul Renașterii, lăcașul a impresionat pe contemporanii săi care au supranumit-o Frumoasa. Desigur că la aceasta a contribuit nu numai cadrul natural al bisericii, ci și construcțiile adăugate de domnitorul Grigore Ghica. Frumoasa va servi de acum înainte pentru mulți din domnitorii Moldovei drept reședință de vară. Sub denumirea de Frumoasa, biserica este menționată într-o însemnare grecească din 1723 de pe o evanghelie acesteia, găsită în București și răscumpărată de protosinghelul Silvestru. O nouă restaurare a bisericii a avut loc în timpul lui Matei Ghica, în 1753. Actualul lăcaș este construcția igumenului Ioasa Voinescu, care a rezidit-o din temelie în anul 1836. Noua biserică aparține ca stil artistic clasicismului. Monumentală ca proporții, Biserica Frumoasă câștigă în suplețe prin haina clasicizantă pe care o îmbracă în exterior. Planul ei se aseamănă cu acela al Bisericii Sfântul Spiridon, iar secțiunea longitudinală amintește pe aceea Bisericii Sfântul Haralambie, ambele din Iași. Noua concepție arhitecturală, bazată pe ideea tratării unitare a spațiului interior destinat credincioșilor, este realizată aici într-un mod ingenios, fără a renunța cu totul la formula tradițională a pridvorului, pronaosului și naosului. Acestea din urmă, aproape egale, sunt separate doar printr-un arc dublu, median încadrat de arcade longitudinale, sprijinite pe coloane degajate.
Interiorul bisericii este bogat ornamentat. Înăuntru, scrie Nicolae Iorga, priveliștea e însă în adevăr măreață. Turnurile de tinichea, fără zid și croite numai ca acoperișuri de turnuri, cresc prin boltirea lor, întinderea liberă de orice piedici a clădirii luminoase. 8 stâlpi de marmură vărgată cu roșu împodobesc și sprijină, întinzându-se în sus cu capitele de stuc albastru aurit. Pe pereți se văd sfinți foarte frumoși și chipurile ghiculeștilor. Pictura în tempera în culori vii este bine conservată. La intrare sunt portretele familiei lui Grigore Ghica. Domnitorul, îmbrăcat într-o ținută somptuoasă, stă alături de soție și de cei doi copii, Matei și Ruxandra, pe peretele din stânga. Un alt fiu, Scarlat Voievod, te întâmpină la dreapta. În pronaos, pe peretele din dreapta, este zugrăvit egumenul Ioasaf Voinescu. Lângă portretul său pictat în culori închise, sobre, ținând în mână ctitoria sa, se află o inscripție care menționează: s-a început zidirea bisericii la anul 1836 și s-a sfârșit la anul 1841, octombrie 30. În 1841 se va fi terminat pictarea bisericii. Dintre odoarele bisericii s-a mai păstrat o icoană de argint a Maicii Domnului, purtând pe cap o coroniță de aur încrustată cu pietre prețioase, dăruită de doamna Ecaterina, soția lui Constantin Mavrocordat. De-a lungul vremii, Biserica Frumoasa a fost vizitată de diverși călători străini în trecere prin Iași. Unele din notele lor de călătorie se referă la pitorescul locului și la frumusețea Palatului Domnesc. Reprezentativă în arhitectura religioasă românească, Biserica Frumoasa este, prin sobrietatea, monumentalitatea liniilor sale arhitecturale, frumusețea interiorului și înfățișarea generală insolită, unul dintre cele mai interesante monumente de artă din Iași. Monahii creștini, născuți în însingurare și mai ales în căutarea Dumnezeului adevărat, cel care a făcut cerul și pământul, creatorul tuturor celor văzute și a celor nevăzute, dau locului acesta o adevărată viață duhovnicească.